Omul, geniul lumii vii, aspirațiile, ambițiile și realizările lui sunt de o așa magnitudine încât sunt în stare să ne uimească chiar și astăzi. Dacă, de exemplu, Luna ar fi locuită, pe care din construcțiile megalitice le-ar putea distinge seleniții de acolo de sus? New Century Global Center din China? O construcție întinsă pe 167 de hectare? Sau Palm Island din Dubai? Arhipelagul artificial cu hoteluri de 7 stele, de o suprafață de 7 km pătrați, considerat a fi a 8-a minune a lumii? Sau poate cea mai mare construcție umană de 9 km pătrați, imensa groapă de gunoi Fresh Kills din New York? Nu știm. Dar ceea ce știm cu certitudine este că Marele Zid Chinezesc e vizibil de pe Lună. Cea mai timpurie sursă care afirmă acest lucru datează din 1754, cu mult înainte ca cineva să fie ajuns în spațiu. De atunci au venit și alte confirmări. E logic, dacă te gândești la grandoarea acestei construcții lungă de peste 21.000 de kilometri. Odată cu era spațială, cosmonauții au căutat-o din spațiu. Creditul cel mai mare în această privință l-are cosmonautul chinez Yang Liwei. La întoarcerea din misiune, în 2003, a dat o declarație publică ce a făcut valuri, că, într-adevăr, Marele Zid ar putea fi văzut de pe Lună doar dacă ochiul omului ar avea o acuitate vizuală de 17.000 de ori mai mare decât cea reală. Și că a vedea zidul de pe Lună este similar cu a zări un fir de păr de la distanța de 3 km. Mărturia lui a produs rumoare în media. Ca atare, ministrul educației a fost somat să revizuiască afirmațiile existente în manualele școlare chineze. Există în psihologia umană o lege a compensației. Cu cât un extrovertit este mai complexat, cu atât mai mare va fi exhibiția pretențiilor lui în afară. Sergenții etalează mai mult autoritate decât generalii. Așa numitul neam prost vrea să ia ochii cu vestimentația excentrică, iar semidoctul se arată mai știutor decât savanții. Cu cât ne simțim mai mici și neputincioși în fața vieții și a morții, cu atât tânjim după vorbele șarpelui din Eden: veți fi ca Dumnezeu, minciuna perpetuată de veacuri. Ar fi mai bine să privim în jos spre țărână, ca să ne recunoaștem adevărata geneză și adevăratul statut. Când vom realiza că suntem doar o trestie gânditoare, după cum spunea Blaise Pascal, vom fi pregătiți să urcăm smeriți o scară spre acel cer care ne fascinează cu apelurile sale. O condiție rămâne totuși: ca picioarele scării să se sprijine pe pământ. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.